Primăria municipiului Moreni anunță că s-a încheiat proiectul Ambasadorul de Tineret, finanțat cu sprijinul Comisiei Europene prin programul Tineret în Acțiune, acțiunea 1 Tineri în Europa, sub acțiunea 1.1 Schimburi de Tineri. Proiectul a fost implementat pe o perioadă de 8 luni, între 7 ianuarie 2013 și 30 august 2013, în parteneriat cu Primăria municipiului Torres Novas, și a avut o valoare eligibilă de 19.320 de euro, din care cofinanțarea municipalității morenare a fost de 1.230 de euro. Scopul proiectului a fost implicarea activă a 24 de tineri din două țări ale Uniunii Europene, România și Portugalia, în diverse activități pe parcursul a 17 zile, astfel încât să le permită să descopere și să devină conștienți de diversele realități sociale și culturale, să învețe unul de la celălalt și să întărească sentimentul de a fi cetățeni europeni. Obiectivele generale ale proiectului au fost promovarea cetățeniei active a tinerilor, includerea tinerilor cu oportunități reduse, dezvoltarea solidarității și promovarea toleranței între tineri. Obiectivele specifice ale proiectului au fost creșterea conștientizării importanței protecției mediului înconjurător prin dezvoltarea mobilității europene în contextul globalizării și a schimbărilor climatice, conștientizarea diversității umane și a problemelor universale cu care se confruntă toate țările în domeniul incluziunii sociale, dezvoltarea interactivă a interculturalismului, promovarea schimburilor culturale și încurajarea creației culturale în contextul multilingvismului din Uniunea Europeană, creșterea gradului de cunoaștere și de conștientizare a tinerilor cu privire la activitățile de voluntariat, dezvoltarea spiritului creativ în domeniul mediului și al culturii. Grupul țintă al proiectului a fost format din 24 de tineri din Moreni și Torres Novas. Beneficiarii direcți au fost tinerii din municipiul Moreni și municipiul Torres Novas, precum și tinerii cu oportunități reduse, în special tineri cu dizabilități din Centrul de Recuperare pentru Persoane cu Handicap Moreni, iar beneficiarii indirecți au fost ceilalți cetățenii municipiului Moreni și ai municipiului Torres Novas, care au fost vizați indirect de efectele și rezultatele implementării. Tinerii au participat la activități diverse, de creație, de dezbatere, de stimulare inovației și a gândirii active, de relaționare cu tinerii cu oportunități reduse și cu cetățenii din localitate, de organizare și desfășurarea unor evenimente publice, precum Ziua Tineretului și Ziua Europei și așa mai departe, metodele utilizate fiind în mare măsură cele de educație non-formală.